Te salut! Aici Diaconul Alexandru, iar în acest videoclip îți voi explica de ce majoritatea tipsterilor din România, care sunt afiliați cu casele de pariuri, nu vor și nu au nicio intenție ca tu să fii profitabil pe termen lung la pariurile sportive. Îți voi explica de ce se întâmplă acest lucru, îți voi arăta chiar și cum poți să verifici cam ce sume au ei de câștigat din urma colaborării cu casele de pariuri. Vom intra chiar în calculatorul meu și îți voi arăta concret cum poți să verifici o licență, ce sume câștigă firma care deține licența respectivă și așa mai departe. Îți voi da și câteva sfaturi utile, după care dacă vrei să te ghidezi atunci când vrei să-ți alegi o persoană pe care vrei să o urmărești în acest domeniu. Iar pe lângă asta, la finalul acestui videoclip îți voi arăta și câteva numere interesante, după părerea mea. Deci, stai până la finalul acestui videoclip pentru că sunt multe informații valoroase pe care le voi împărtăși cu tine și sigur ai ceva de învățat din acest videoclip. Acum, haideți să începem. Ideea este în felul următor. Haideți să începem cu începutul. Noi trăim, după cum bine știți, într-o societate capitalistă. În această societate capitalistă, care este scopul? Scopul firmelor este să facă nu neapărat o cifră de afaceri foarte mare, ci să facă un profit cât mai mare. Deci, obiectivul firmelor este profitul. Acum, haideți să luăm logic, să presupunem, dau un exemplu cât se poate de concret, eu sunt o casă de pariuri. Vine la mine un, să zicem, o persoană care are o comunitate de persoane care îl urmărește, da, în domeniul acesta și îmi spune, uite, eu am un grup VIP gratuit sau contracost în care ofer oamenilor ce le arăt ce pariez eu, vreau să mă afiliez cu tine cât îmi dai. Eu, casă de pariuri, în momentul acesta sunt trei opțiuni pe care le voi oferi persoanei respective. Opțiunile sunt următoarele. Ori îi ofer o anumită sumă de bani pentru fiecare client pe care el mi-l aduce, ori îi ofer în engleză vine, se numește revenue share, adică practic îți ofer, să zicem, un procent din cât pierd persoanele pe care tu le aduci prin linkul tău pe care eu ți-l voi oferi, sau a treia opțiune este o opțiune hibrid, practic eu îți ofer, îți dau și niște bani când aduci un client care se înregistrează pe casa noastră de pariuri și îți dau și un procent din cât pierde persoana respectivă. Da? Deci astea sunt în principal cele trei oferte pe care casele de pariuri le fac. Acum nu spun că nu există și alte opțiuni, dar astea sunt cam cele principale, să zic așa. Bun, haideți să începem cu începutul. Să spunem că persoana respectivă, eu o plătesc 200 de euro ca el să-mi aducă mie un client să se înregistreze în casa mea de pariuri și să parieze acolo ce oferă el. Iar acum probabil o să vă întrebați, mamă, 200 de euro? Adică o casă de pariuri plătește 200 de euro per persoană? Mi se par niște numere pe care nu le oferă nimeni. Adică poate acum cineva o să zică, e absurd, nu există așa ceva. Ei bine, eu vă zic asta din experiență pentru că, și o experiență chiar foarte recentă, gândiți-vă că fix săptămâna trecută noi am fost contactați de o companie de pariuri care se ocupă cu treaba asta, iar ei erau dispuși să ne ofere nouă 200 de euro per client pe care îl aduceam noi. Bineînțeles, noi nu suntem afiliați cu nicio casă de pariuri, cu nimeni, deci noi suntem independenți. Proiectul Pariuri Matematice este unul independent, nu suntem afiliați cu nimeni și bineînțeles că am refuzat oferta lor. Dar vă spun asta doar ca să înțelegeți cam ce sume se învârt în această industrie și cât de mari sunt sumele. Și de ce sunt sume atât de mari? Pentru că ei își permit să achite o astfel de sumă, pentru că ei pe termen lung de pe acea persoană, după calculele pe care și le-au făcut ei, au mult mai mult de câștigat decât cei 200 de euro. Acum vă dau și o informație care mi-a venit acum în minte și mi se pare foarte interesantă. Gândiți-vă că cea mai bogată persoană din Anglia, deci vorbim de un imperiu, Anglia, nu vorbim de o țărișoară mai micuță sau chestii genul acesta, cea mai bogată persoană este o femeie, nu-mi vine acum în minte cum se numește exact, puteți să căutați pe Google, este o femeie, dar este femeia care deține cea mai populară casă de pariuri din câte știu eu din Anglia. Nu o să dau nume și așa v-am spus, dacă vreți puteți să căutați pe Google, dar gândiți-vă puțin, cea mai bogată persoană din Anglia este o persoană care deține o casă de pariuri. Asta ca să vă fac să înțelegeți cât de mult profit se învârte în această industrie, tocmai din acest motiv ei sunt dispuși să ofere sume atât de mari. Cei care sunteți poate, care urmăriți acest videoclip și mai cochetați cu, nu știu, affiliate marketing, CPA marketing sau chestii de genul acesta, știți exact că sumele pe care vi le-am spus acum nu sunt exagerate. Bun,
Acum, haideți să mergem mai departe. Deci, practic, eu îți ofer ție 200 de euro și, practic, tu acum trebuie să-mi aduci clienți, iar eu te voi plăti 200 de euro pentru fiecare client. Din acest motiv, majoritatea pe care voi îi vedeți pe internet au această procedură și anume, intră în grupul meu, e VIP, îți ofer ceea ce joc eu, tu nu trebuie să plătești nimic, grupul este gratuit, intră iar eu îți dau ce să joci, da? Totul este gratuit, sau intră pe site-ul meu, îți faci cont la casele de pariu la care suntem afiliați și practic o să primești ponturile mele. E, gândiți-vă acum, din perspectiva, după cum spuneam, ne întoarcem la exemplul de dinainte. Eu sunt casa de pariuri, da? Și te plătesc pe tine să-mi aduci clienți. Gândește-te puțin. Eu îți dau ție 200 de euro ca tu să-mi aduci clienți care mai apoi să-mi ia banii, adică să-mi ia din profit, adică cum vine asta? Eu te plătesc pe tine, tu să-mi aduci clienți care îmi fac o daună, adică îmi dăunează mie, nu-mi aduc bani, ba din contra, îmi iau bani. Păi cum e posibil ca eu să fiu de acord cu astfel de înțelegere? Da? Deci gândiți-vă cât se poate de logic. Asta este cum funcționează, din păcate, această industrie. Iar acum, după cum spuneam, vom intra în interiorul calculatorului meu și vă voi arăta cum puteți să verificați o licență, pentru că vreau să vedeți cam ce sume pot să învârtă anumite persoane. Bun, ne aflăm acum în interiorul calculatorului meu, iar acum vă voi arăta care este procedura exactă prin care voi puteți să controlați cât câștigă o persoană care colaborează, este afiliată cu casele de pariuri sau cu cazinourile, adică practic cu entitățile din acest domeniu al jocurilor de noroc. Nu o să vă arăt un exemplu concret, adică nu o să arăt o firmă sau o licență anume, da? Dar o să vă arăt exact care este procedura și practic puteți să reproduceți această procedură și să vedeți voi singuri fiecare persoană în parte, da? Bun, haideți să începem. În primul rând vom merge pe site-ul celor de la ONJN, adică Oficiul Național al Jocurilor de Noroc, ONJN, și scriem aici licență clasă 2, pentru că practic clasa 1 este licența operatorilor, adică a caselor de pariuri, a cazinourilor, iar clasa 2 este licența pentru afiliați. Vom merge aici. Haideți să vedem dacă găsim ONJN, acesta este site-ul și mergem la... Aprobat, exact, listă. Listă licențiați clasa a doua. Deci clasa a doua, după cum spuneam, sunt afiliații. Dacă mergem aici, practic voi acum ce trebuie să faceți este să mergeți pe site-ul persoanei pe care vreți voi să o verificați și să dați jos de tot. În momentul în care ați dat jos de tot, o să vedeți că la final este acest logo, dacă persoana, bineînțeles, dacă este afiliată cu casele de pariuri, ei trebuie să expună este acest logo lângă care este scris un număr. Voi practic copiați acel număr și îl introduceți aici. În momentul în care ați introdus numărul aici, practic găsiți licența, veți vedea aici licența de afiliat și veți vedea firma care deține licența respectivă. Iar mai departe de acolo este foarte simplu, practic copiați firma pe care ați găsit-o, vă duceți pe Google, vă duceți pe puteți să mergeți pe listă firme, de exemplu, practic să spunem că ați găsit firma respectivă, îi dați copy-paste aici, da? Deci bla bla bla, SRL, dacă este din România, pentru că o să vedeți că sunt multe și din Malta, dar dacă este din România, puteți să îi dați copy-paste aici pe Google și scrieți la final listă firme. Iar aici, practic, pe site o să vedeți care este cifra de afaceri, care este profitul, câți angajați are firma respectivă și așa mai departe. Deci, practic, o să vedeți exact cam ce sume învârte firma respectivă. Iar acum că v-am arătat care este procedura prin care puteți să verificați o licență, să vedeți care este firma din spate și cum puteți să vedeți ce cifre de afaceri, ce profit a făcut firma respectivă, chiar vă invit să mergeți să verificați câteva persoane care sunt afiliate cu casele de pariuri, să vedeți singuri, cu ochii voștri, cu ochii dumneavoastră, să vedeți ce numere reușesc să genereze astfel de persoane. Acum, un mic disclaimer pe care vreau să vi-l fac este să vă țineți bine pe scaun, pentru că o să vedeți pe mulți dintre voi ce mai probabil o să vă șocheze, pentru că sunt unii dintre... Eu am văzut personal persoane în domeniul acesta care în 2-3 ani de zile au făcut 1 milion de euro profit. Deci atenție, nu cifră de afaceri, profit net. Sunt și companii pe care le-am văzut care au făcut și 2 milioane de euro într-un singur an cifră de afaceri. Deci sunt niște sume foarte, foarte mari. De asta, după cum spuneam înainte, dacă ne întoarcem la ceea ce spuneam, mi-este foarte greu să cred, acum nu spun că nu există excepții sau chestii și genul acesta,
Dar îmi este foarte greu să cred că eu, casă de pariuri, te plătesc niște sume atât de mari ca tu să-mi aduci clienți care să-mi ia bani. Adică, nu știu, eu personal nu cred în așa ceva. Acum fiecare crede ce dorește, dar eu vă spun, eu în acest videoclip vă exprim practic punctul meu de vedere. Și de asta spun, văzusem la un moment dat, chiar era și cineva, nu vreau să dau nume sau chestii genul acesta, dar văzusem pe cineva care spunea, intră la mine în grupul VIP, tu nu trebuie să plătești nimica pentru că eu sunt șmecher și am un contract cu casele de pariuri și mi-achită ei bani pentru tine. Adică, cum, și stăteam și mă gândeam, chiar m-a făcut să zâmbesc când am auzit treaba asta, adică stai așa, casa de pariuri îmi plătește mie înscrierea ca să pariez după tine, ca să le iau banii lor. Na, nu spun că nu este posibil, dar după părerea mea, am spus, după părerea mea nu are sens treaba asta. Dar, în fine, haideți să mergem mai departe, pentru că probabil acum mulți dintre voi o să vă întrebați, ok, Alex, dar am înțeles treaba asta cu afilierea, ce pot să fac eu mai departe? Adică cum pot să găsesc pe cineva serios în acest domeniu? Iar în această parte a videoclipului o să vă expun 3 lucruri pe care eu le verific atunci când, să zicem că vreau să urmăresc pe cineva în acest domeniu. În primul și în primul rând, ceea ce fac eu personal, v-am spus, acest videoclip este părerea mea personală și vă expun părerea mea personală. Eu personal, primul lucru pe care îl fac este să verific dacă persoana respectivă este afiliată sau nu cu casele de pariuri. Pentru că v-am spus care este părerea mea despre persoanele care sunt afiliate cu casele de pariuri, mi-este foarte greu să cred că voi face profit pe termen lung dacă pariez după ceea ce oferă ei. Cum pot să verific acest lucru? Păi este foarte simplu. Pot să merg la ei pe site, văd dacă există licența respectivă. Dacă există această licență expusă, e clar că persoana este afiliată. Sau dacă nu au site, e foarte simplu, pentru că practic o să vezi că îți recomand o anumită casă de pariuri, îți oferă coduri promoționale, uite, fă-ți link, fă-ți cont aici pe linkul acesta și vei primi nu știu ce bonus, da? Deci este foarte simplu să vezi dacă o persoană este afiliată sau nu cu o casă de pariuri. Deci, dacă este afiliată cu casă de pariuri, eu din prima zic pas. Ăsta este primul lucru la care mă uit. Al doilea lucru la care mă uit este, să zic așa, transparența. Și când spun transparență, de fapt mă refer la expunere. Și anume, cine este, mă uit să văd cine este persoana din spatele acelui grup sau cine este, adică cine este persoana, se expune pe internet sau nu? Pentru că probabil dacă sunteți în această industrie de ceva timp, ați văzut, sunt tot felul de persoane care oferă ponturi, dar nici măcar nu știi cine este acea persoană, își cere bani, dar îți dă să plătești în contul unei persoane fizice, deci nu în contul unei firme. După părerea mea, eu mă uit să văd întotdeauna să văd cine este persoana în spate, din spate, și mă interesează ca acea persoană să se afișeze, pentru că, după cum spun italienii au vorba asta care îmi place foarte mult, ei spun ci metto la faccia, adică practic îmi asum, mă expun, adică fac un lucru, dar mă expun în mediul public, pentru că, după părerea mea, dacă cineva este bun în acest domeniu și nu se expune, adică el oferă ponturi sau chestii genul ăsta fără să se expună, nu știu, mi se pare, după părerea mea, este un red flag, adică este ceva la mijloc, adică de ce nu ai vrea să te afișezi dacă ești bun, dacă ești profitabil, dacă într-adevăr ai rezultate bune, de ce nu ai vrea să te afișezi, de ce vrei să te ascunzi? De obicei, persoanele care se ascund sunt persoanele din experiența mea, persoane care, nu știu, ceva acolo nu este chiar ok. Asta este la ceea ce mă uit eu. Da, deci mă interesează să văd persoana, să o văd și un alt lucru care mă interesează pe partea asta este dacă persoana respectivă trăiește sau doar cochetează cu acest domeniu. Adică eu personal, vă spun sincer, de fiecare dată când am vrut să învăț ceva de la cineva, am mers întotdeauna la cel mai bun din acel domeniu. Adică dacă vreau să învăț ceva, mă duc la persoana respectivă, care știu că face asta, care știu că obține rezultatele respective, mă învață și în felul acesta eu obțin o scurtătură și pot să ajung la rezultate mult mai rapid. Acum, fiecare faceți cum vreți, dar eu personal am văzut, sunt în domeniul acesta de ceva timp, am văzut tot felul de lucruri. Am văzut la un moment dat, erau niște persoane care cereau, uite, de exemplu, nu erau afiliate cu casele de pariuri, dar unul dintre el era, să zicem, curier la o firmă de curierat. Asta făcea full time când l-am verificat. O altă persoană era frizer, dar avea grup VIP, tot așa, nu era afiliat, dar își cerea o taxă de înscriere. Acum, Doamne ferește, eu nu am nimic cu nimeni și nu spun că dacă lucrează, dacă e frizer sau dacă e curier, e un lucru rău, Doamne ferește, nu spun asta, nu este nicio rușine să muncești, eu am tot respectul pentru cine muncește în mod serios și profesionist,
Da? Deci nu am nicio problemă cu asta, dar părerea mea aici este în felul următor. Dacă tu ești bun în ceea ce faci, ești profitabil la pariurile sportive, de ce ai un alt job pe lângă? Adică probabil nu obții niște rezultate atât de bune în domeniul acesta, pentru că altfel probabil nu mai erai la locul de muncă pe care l-ai acum. Nu știu, asta este punctul meu de vedere. Acum fiecare vă uitați și faceți cum credeți, dar după părerea mea, eu la asta mă uit. Iar acum haideți să vă dau și un exemplu didactic ca să vă fac să înțelegeți mai bine de ce gândesc în felul acesta. Eu personal în momentul de față vorbesc 5 limbi. Vorbesc limba română și încă 4 limbi străine. Nu zic treaba asta ca să mă laud sau chestii de genul acesta, nici nu pot să zic că m-au ajutat atât de mult limbile străine pe care le-am studiat. Bine, engleza m-a ajutat, bineînțeles, dar celelalte, așa și așa. Dar, ca să vă dau un exemplu, să spunem că eu acum aș mai vrea să mai învăț germana. Dacă eu vreau să învăț germana, o să mă duc la o persoană care vorbește limba germană și o înțelege la perfecție, ca mai apoi să învăț de la ea ca să pot să vorbesc și eu limba germană. Voi nu ați face la fel, adică voi ați merge la cineva care vorbește și înțelege perfect germana ca să învățați de la el, sau ați merge la cineva care spune, uite, eu înțeleg germana, dar nu vorbesc atât de bine, dar de înțeles o înțeleg bine. Asta este un lucru destul de comun atunci când vrei să înveți o limbă, că practic la început începi să o înțelegi bine, înțelegi exact ce îți spun oamenii, dar poate nu poți să vorbești foarte, foarte bine sau poate nu poți să vorbești deloc, da? Ați prefera să învățați de la cineva care vorbește și înțelege germana sau de la cineva care doar înțelege germana? Așa mi se pare și aici cu pariurile sportive. Dacă vrei să înveți să fii profitabil la pariurile sportive și să faci bani din treaba asta, o să te duci la cineva care face treaba asta, dar mai are și un alt job pe lângă din care trăiește, sau o să te duci la cineva care trăiește din treaba asta, din pariurile sportive și asta face full time, da? Deci, asta ca să vă fac așa puțin, v-am dat exemplu ăsta ca să vă fac să înțelegeți mai bine cum gândesc eu. Iar acum vom trece, ăsta a fost al doilea lucru la care mă uit, adică expunerea, transparența. Al treilea lucru la care mă uit și pe care îl verific este să văd rezultatele. Și când spun aici rezultatele, rezultatele se împart în două. Rezultatele persoanei respective și rezultatele clienților, abonaților care urmăresc persoana respectivă, care învață de la persoana respectivă. Haideți să le luăm pe rând acum, practic. Când spun rezultatele, că verific rezultatele de la persoana respectivă, aici vorbesc strict de profitul din contul de pariuri. Deci nu vorbesc aici de arată bilete câștigătoare, trebuie să înțelegeți, vă dau un mic sfat. Când cineva vă arată bilete câștigătoare, acele bilete sunt egal cu zero. Deci acele bilete nu contează nimic. Și de ce se întâmplă chestia asta? Pentru că eu personal pot să joc astăzi 10 bilete, să am unul singur câștigător, să fiu pe minus, dar să-ți arăt ție pe Instagram, pe Facebook sau pe unde mai, pe Telegram, să-ți arăt, uite, astăzi eu am câștigat, sunt pe profit. Ieri, la fel, fac același lucru, joc 10 bilete, am pierdut toate 9, dar mi-a ieșit unul și-ți arăt ăla și tot așa. Deci, practic, eu îți arăt ție niște bilete care sunt câștigătoare, dar tu nu vezi că eu în spate, de fapt, sunt pe minus. Din acest motiv, chiar vă îndemn să verificați mai mult decât niște simple bilete care v-am spus. După părerea mea nu arată. Eu când verific rezultatele unei persoane, mă uit să văd dacă persoana respectivă prezintă rezultatele din contul de pariuri. Cum facem noi, de exemplu? Gândiți-vă că eu de la începutul anului până acum, în fiecare lună, în afară de luna aceasta în care am fost în vacanță toată luna și m-am deconectat de la pariuri, nu am fost deloc activ în domeniul ăsta, da? Deci în toate lunile de la începutul anului până acum, în afară de luna iulie, eu am prezentat live din contul de pariuri situația pe ultimele 30 de zile cu profitul respectiv. Cine este interesat să vadă lucrurile acestea, merge la mine pe Instagram și vede acolo cât se poate de concret acest lucru. Da? Deci, afișat profitul din contul de pariuri, nu bilete. Iar pe lângă asta vreau să văd rezultatele clienților. Vreau să văd că există persoane care urmăresc această persoană, că există clienți, că au rezultate și vreau să văd cât se poate transparent. Acum, nu cer să fie, nu știu, uite, de exemplu, noi, de exemplu, avem chiar și un interviu postat pe canalul de YouTube, e foarte interesant interviul, o să vi-l las în descriere, cu un client de-al nostru care tot așa se prezintă cu nume, prenume, ia telefonul, arată profitul din contul de pariuri, arată că are 1000 de euro profit și așa mai departe, deci totul cât se poate transparent. Nu cer acum ca toată lumea să posteze interviuri sau testimoniale sau chestii de genul acesta, pentru că îmi dau seama că este
nu este nici foarte ușor. Adică noi, de exemplu, care avem câțiva clienți, avem un număr destul de mare de clienți, nu toți, adică majoritatea dintre clienții noștri nu vor să se expună. Ei vin la noi și ne spun, uite, eu vă achit banii pe care voi îi cereți pentru serviciul pe care voi îl oferiți, voi mă învățați, îmi oferiți absolut tot ce am nevoie și eu fac profit, nu mă interesează să mă afișez, nu vreau să mă expun sau chestii din acesta. Și noi respectăm acest lucru, dar există și persoane care totuși sunt de acord, adică dacă le cer un testimonial sau o recenzie video sau chestii de genul acesta, printre nenumăratele persoane pe care le avem, sunt și persoane care vor să se expună. De asta spun că atunci când vă uitați la o persoană și o verificați, uitați-vă să vedeți dacă are și clienți, tot așa, care se afișează cu nume, prenume și contul, profitul din contul de pariu, nu niște bilete câștigătoare și așa, pentru că degeaba vezi persoana respectivă dacă vezi că nu are clienți de succes, nu are studenți de succes sau chestii de genul acesta. Da? Deci, practic, acestea au fost cele trei lucruri la care eu mă uit atunci când vreau să verific o persoană din domeniul pariurilor sportive pe care vreau să o urmăresc. Acum, practic, videoclipul se poate încheia aici. Eu sunt de părere că v-am oferit informații foarte valoroase și că pe mulți dintre voi vă vor ajuta aceste informații. Sunt de părere că multora dintre voi vă vor oferi și o nouă viziune, pentru că sunt destul de sigur că mulți dintre voi nu știați treaba asta cu afilierile. Iar acum, în încheiere, vreau să vă spun că pentru cei interesați, aveți în descrierea acestui videoclip primul link, un link cu toate informațiile de care aveți nevoie să vedeți cum vă putem ajuta noi. După cum spuneam, noi nu suntem afiliați cu nicio casă de pariuri, asta facem full-time, deci practic gândiți-vă, eu personal mă dedic pariurilor full-time, Mihai, asociatul meu, se dedică pariurilor full-time și practic noi vă oferim absolut tot ce aveți nevoie de la A la Z, de la training video, la suport 1 la 1, la strategii gata făcute, roboți de analiză, algoritmi și așa mai departe. Da, fișiere Excel cu evidență contabilă, deci practic vă oferim un sistem complet, absolut tot ce aveți nevoie, iar scopul nostru, obiectivul nostru este ca voi să deveniți profitabili la pariurile sportive pe termen mediu-lung. Iar acum, în încheiere, pentru, să zicem, cei sceptici care vor să ignore, să zicem, hai să lăsăm deoparte, nu știu, rezultatele noastre pe care noi le afișăm, rezultatele clienților pe care le afișăm, testimonialele lor, hai să lăsăm toate aceste lucruri la o parte. Pentru că vreau să vă pun o simplă întrebare persoanelor minorității care sunt cât de cât sceptici și vor să ignore toate aceste lucruri. Gândiți-vă la ce v-am spus în acest videoclip legat de afiliere și acum o să intrăm puțin din nou în calculatorul meu, pentru că vreau să vă arăt niște numere foarte interesante, pentru că am o întrebare pentru toate aceste persoane care vor să fie în continuare sceptice și să ignore testimonialele noastre, rezultatele noastre din conturile de pariuri și așa mai departe. Bun, iar acum mă aflu în spatele culiselor, ca să zic așa, și o să vă explic imediat ce sunt toate aceste numere. Vreau doar înainte să dau un refresh, pentru că vreau să vedeți că totul este live, deci numerele sunt cât se poate de reale. Practic, ceea ce vedeți voi aici este numărul de persoane care au completat un formular pentru că au vrut să aplice pentru programul nostru de mentorat. După cum vă spuneam mai devreme, practic tu poți să te uiți, să intri pe primul link din descriere, poți să vizionezi trainingul nostru gratuit ca să vezi exact cum te putem ajuta și ceea ce oferim, iar apoi dacă ești interesat să aplici pentru ceea ce noi oferim, care este un serviciu contra cost de calitate foarte, foarte mare, nu degeaba suntem și lideri în industria aceasta, practic poți să completezi acest formular, iar apoi poți să programezi un apel gratuit cu noi, în care noi practic o să discutăm cu tine, să vedem dacă te putem ajuta și îți vom spune cum te putem ajuta în mod concret, da? Pentru a intra în programul de mentorat, care, după cum spuneam, este precizat și în video, este un program contra cost. Deci toate aceste peste 2000 de persoane, 2103 de persoane, da, sunt conștiente că ele aplică pentru un program contra cost. De ce sunt numere atât de mari? Adică gândiți-vă puțin, de la începutul anului și până acum, 2000 de persoane au aplicat pentru un program contra cost. Iar acum ce vreau să vă fac să înțelegeți cu acest lucru? Gândiți-vă puțin dacă noi ceea ce am fi oferit ar fi fost un grup VIP care este gratuit. Gândiți-vă acum, având în vedere că ar fi fost ceva gratuit, câte persoane ar fi aplicat? Cred că toată lumea e de acord cu mine că ar fi fost numărul, în loc de 2000 de persoane, ar fi fost un număr mult mai mare. Da? Dar haideți să rămânem la 2000 și aici este întrebarea pe care vreau să o pun persoanele care sunt mai sceptice, să zic așa. Dacă noi ceea ce oferim nu funcționează
și nu aduce rezultate, adică nu reușim să facem oamenii să facă profit din pariurile sportive, de ce ne-am mai bate capul și de ce ne-am chinuit să avem, pentru că gândiți-vă că în pariuri matematice nu sunt doar eu sau doar Mihai, care sunt persoane doar care se afișează. Mă afișez eu, se afișează Mihai, dar noi în interiorul programului avem persoane care lucrează, avem o persoană care lucrează cu baze de date, deci avem un data analyst, avem o persoană care testează strategia, avem persoana care stă și vorbește cu fiecare persoană în parte, deci sunt foarte multe persoane pe care sunt în spatele culiselor pe care voi nu, nici măcar nu le vedeți. De ce am face toate aceste lucruri dacă la final noi ceea ce oferim nu funcționează? N-ar fi fost mult mai simplu să avem un grup VIP gratuit în care oamenii intră, iar noi luăm banii de la casele de pariuri, cum ar fi acel, să zicem, cei 200 de euro de care vă spuneam înainte? Gândiți-vă acum și să facem o matematică simplă. Avem 2000 de persoane. Dacă din 2000 de persoane noi am fi primit 200 de euro pentru fiecare persoană, până în ziua de astăzi noi am fi făcut 400 de mii de euro cifre de afaceri de la începutul anului și până acum. Acum poate din nou, unii o să ziceți, wow, 400 de mii de euro până acum? V-am spus, vă invit să vă uitați la ceilalți care sunt afiliați cu casele de pariuri, să vedeți ce cifre de afaceri au și nu o să vă surprindă deloc aceste numere atât de mari. Deci gândiți-vă puțin, noi suntem în situația, pentru că acestea sunt numerele noastre, o să mai dau o dată refresh, da? Suntem în situația în care noi practic refuzăm banii caselor de pariuri, noi vrem să rămânem autentici, vrem să rămânem independenți, refuzăm banii din afiliere, refuzăm practic 400 de mii de euro pentru că vrem să facem lucrurile așa cum credem noi, pentru că avem anumite valori și anumite principii pe care vrem să le respectăm, da? Dar, din nou, întrebarea cu care vreau să închei acest videoclip este pentru cei sceptici, și anume, dacă noi ceea ce oferim nu funcționează, de ce nu am fi direct afiliați cu o casă de pariuri sau cu mai multe case de pariuri și am oferit un grup VIP gratuit și am atrage mult mai multe persoane și am fi făcut mult mai mulți bani decât am făcut până acum, da? Nu ar fi fost mai simplu dacă noi practic nu reușim să facem persoane profitabile? Dacă și așa persoanele pierd bani, de ce să nu facem grup VIP gratuit și să luăm banii din afiliere? Da? Asta este întrebarea cu care eu vreau să închei acest videoclip. Vă mulțumesc pentru vizionare. Ca de obicei, lăsați un like, un subscribe dacă acest videoclip credeți că v-a ajutat, pentru că pe viitor vreau să postez mult mai multe videoclipuri de genul acesta pe acest canal de YouTube. O zi bună tuturor!